Minunată că, domnule, e de multă vreme în branșa asta și are un moment cu totul special. Ionica Moroșanu. Seara bună, seara bună! Bună ziua! Seara bună! Tețu, Cristi, ce faci? Ionica, uite... Ce ai venit, mă? Ia să văd. Astăzi, cu drag, e pentru tine. Astăzi, Cristi, să știi că proiectul Moroșanu împlinește 17 ani. Așa. Și ne-am gândit să îți facem un cadou mai special, să zic așa. Doamnelor și domnilor, e personalizat, bă, băiatule. Fii atent aici. Foarte frumos. Uite, cu numărul 6 pe spate. Exclusiv. Foarte frumos. Ești foarte tare, Ionica. E foarte mișto. Foarte frumos de purtat. Doamne ajută să-l port sănătos, să-l port sănătos. Desenul e făcut de Cristi Roman, un prieten foarte, foarte talentat și mulțumesc. Piesa noastră pe care o lansăm astăzi, Cristi, se numește De n-aș fi fost Moroșan și atunci am zis pentru tine să fie De n-aș fi fost exclusiv, să aibă... să fie, bă, da, proste, pune și aici și era Moroșan, ce era? Drag. Bă, găseam noi altceva, Moris, te pup cu drag. Doamnelor și domnilor, l-am băgat pe băiat, povestim imediat cu el, mă scuzați, am trecut în cadru, asta e viața, după câteva minute stăm de vorbă cu Ionica, auzi și piesa. Eu nu am ce să-i
Bravo, Ionica! Ionica Moroșanu, piesă nouă! Hai, Ionica, încoace! Haide, Ionica, încoace! Până atunci, domnul Iulian Olaru s-a întors din țările cald. Sper să nu vă tai cadre lucruri. N-ai tăiat nimic, Ionica, pune aici, de tăiat taie Iulian. A fost la campionatul mondial de pizza, ce a fost. Păi și unde e pizza? Bă, aia e treaba, că voiam să văd eu niște pizza, dar în toate imaginile pe care mi le-a trimis erau numai niște cetățeni care se foiau lângă pizza aia și n-am înțeles nimic. Bă, așa să iau pizza aia cu foaie în... N-are, mă, nu contează, mă. Da, Ionica, stai jos, tată. Cum are, deci, drag? O să vedem, aflăm exact în câteva minute și ce face Iulian. Așa, bine, așa. Mă, Ionica, îți place? Ce e asta, mă, Ionica? Asta e un artwork, se numește, făcut de Cristi Roman, după cum ți-am spus, ca oamenii, până vom avea videoclipul oficial, ca să poată să asculte piesa pe contul meu de YouTube, Ionica Moroșanu, bineînțeles, pe Facebook, pe Instagram. Îmi place că îi sare clopul. Păi ascultă muzica până sare clopul. Înțelegi? Bă, a cântat, dă-i să-ți sare clopul de-n cap, băiatul, înțelegi? Așez de mândru când mă văd acolo, țop, țop, hop, hop. Am înțeles. Din ochi, în primul rând, nu știu dacă observ că l-a făcut pe Ionica puțin netuns, că el totdeauna are părul mai scurt. Înțelegi? Și din ce în ce o să fie tot mai scurt, tot mai scurt. Așa, o să vedem exact. Ionica, în minutele pe care vreau să le petrecem împreună, te rog să-mi povestești câteva întâmplări epocale pe care le-ai avut pe scenă în acești 17 ani trecuți pe scenă. Bravo, băiatul! Îți dai seama câte s-au adunat? Cristi, înainte de a-ți povesti de astea epocale, vreau doar atât să te rog din suflet să-mi dai voie, în primul rând, să vă mulțumesc vouă pentru faptul că dacă am ajuns aici și am împlinit 70 ani, o să mă audă Dumnezeu. Deci când de la 5 ani, să înțeleg. Moris, dacă am ajuns... Am început să cânt la pian, am făcut școală de muzică, liceu de muzică, am învățat să suflu la clarinet, am cântat la pian, am făcut și eu ce am putut. Am vândut și în Italia haine, că tu știi că ți-am mai povestit. Bravo, mă, foarte bine. Nu-i problemă. E bine să muncim. Ia uite-l, bă, băiatule. Cristi, da, asta ce breton aveai. Asta ne spuneți. Asta mor pe bretonul lui. Asta a fost prima noastră nuntă, ca să știi. Aici mai erai cum erai. Bretonul ăla. Ia uite, era acolo în spate, revistele, gagicile. Aici... Și aici, din ce în ce încep aici să... Aici e Colin Farrell combinat cu Brad Pitt. Așa, așa. Mulțumim, fain, da. De la Moroșan, da, Brad Pitt. Cristi, da. Să știi că pozele astea, lumea poate să le vadă, poate să le vadă acasă și dacă și intrând pe contul meu de Facebook, bravo, pe Instagram. Ia uite-l aici. Tot, Ionica Moroșan. Uite acolo, Delia Sartu, unde era cu Delia în spate al nostru, gagici, chestii, socotel, celebrități. Foarte bine. Bun. Te rugam să mă lași ca să spun doar despre piesa asta. Noi ne-am gândit așa, cu ocazia aniversării de 17 ani de carieră, am zis să lansăm și o piesă. Piesa se numește De n-aș fi fost Moroșan, de unde și tricoul cu mesajul. Așa. E compusă de prietenul meu de la Focșan, Vali Doagă, căruia îi mulțumesc din suflet. E cel care a compus și Lenuțe și Mării și așa îmi place mie, piesă cu care am fost la voi. Îi mulțumesc de asemenea lui Marin Alexandru, violonistul cu care am orchestrat. Celebru. Și întregii mele echipe de management. Și să nu uitați, dragilor, intrați pe contul de YouTube, Ionica Moroșanu, comentați, poc, subscribe și așa mai departe. Zic cu poveștile, că mă duci cu vorba. Cu poveștile de în carieră, bă, băiatule. Vrei să spun una tare? De mi s-a întâmplat în ăștia 17 ani. Am avut un concert la un moment dat încolo, spre zona Botoroaga, Teleorman, Alexandria, încolo. Așa, Cristi, tăt, e bune și frumoasă, ajung la concert. Oamenii ne-au zis în spate acolo că să nu mă grăbesc, am timp să mă schimb, să mă îmbrac, să nu știu ce. Când acolo un băiat de la sunet dă play la prima piesă, cum ar veni, băi, și eu eram cu pantalonii, știi, adică oarecum așa. Rapid, dă-i și omoară ca să mă îmbrac, ca să mă schimb. În momentul în care am alergat să ține pe un teren de fotbal concertul, în momentul în care am alergat să urc pe scenă, îți dai seama că nu mai fost timp să o iau pe trepte, pe unde se ia, în mod normal. Și atunci am făcut hop, un pas de la direct de jos pe scenă. Și atunci, ce să vezi, bă, mi s-a rupt pantalonii exact aici în față. Știi ce zic? A fost concert cu aerisire, adică, centrală. Da, mă, așa amintire, nu vrei să știi. Și am cântat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Bineînțeles, am coborât după scenă între oameni ca să nu fie la nivelul, știi cum zic, că era exact în fața lor. Da, mai bine rămâneai acolo, era mai bine sus. Da. Te vedeau pe telehap. Zic și eu. Și să știi, Cristi, la final a venit o fată la mine și a zis: bă, o să vezi, de n-o să ajungi tu în ziare cu poză, că ți-am făcut poză, nu știu. Și eu îți dai seama că am luat-o aici campion mondial. Da, mă, lasă-mă că te-am văzut, Ionica, au fost colegii tăi marțea trecută aici. Am văzut samovarul. Alambic nu v-a apucat să faceți puțină treabă cu ăla? Bă, da, era ceai, bine. Nu? Ceai se bea din ăsta, nu? Din samovar. Noi, acum, Cristi, dacă avem puțină grijă, putem să-mi punem în ceai. Noi bine, fotbaliștii, artiștii bine, restul... Când mergi la munte, știi că acolo flori, la Diham
sus era da. Aceea de a pune, pune și puțin rom în el da, ca să fie puțin supliment de, de viteză. Da. Foarte frumos. Deci, așa, Ionica Morșanu a făcut pasul cel mare și a fost foarte bine. Mi-aduc aminte că am avut tot așa. Eram într-o comună foarte frumoasă din zona județul cu Constanța și cineva zice, domne, cânt un sfert de oră. Mă duc, mergeam de la scenă spre Căminul Cultural, cum era, pă, fac cinci pași și la un moment dat omul se oprește și spune, și acum mulțumesc, la revedere. Păi dai la, știi de la ce? Am alergat ca nebunul printre oameni. Eram, știi cum eram, deci eram pe alerga și... Bună ziua, așa, urmează, așa, și pe ce a fost? Păi ne-am gândit să cântăm două mai puțin. Mă, da, 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 voastră de da, campioni. No, acolo de la, acolo fântâmplă, de la Eoliene se vede altfel timpul pe ceas. Era lângă Eoliene, adevărat. Aia. Bun, altceva, mai zi-mi una tare, Ionica. Mai... Sunt foarte multe, acum îți dai seama că dacă ar fi să cauți așa, la, la fiecare concert se întâmplă câte... Adică? Păi nu știu, și acum, uită-mă, uită-mă, băi. Bă, că se vede pe terenul de fotbal. Dar nu, dar sunt mândru de absolut ceea ce fac. Că, nu, asta e. Foarte frumos. Asta-s eu. Sunt foarte multe, Cristi, foarte multe întâmplări. De exemplu, uite, și acum am avut un concert duminică, duminica trecută, la un amfiteatru foarte frumos în Botoșani, comuna Pomârla. Să trăiesc. Când a venit frumos, când s-au coborât toate tribunile alea să cânte alături de mine și să joace, aia e cea mai mare, cea mare împlinire a unui artist. Bravo, Ionică. Să fii iubit, să ai, să ai zile frumoase. Doamnelor și domnilor, prin urmare, Ionica Morșanu sărbătorește în aceste feluri 17 ani. E încă... majoratul face anul am viitor. Buletinul, la anul. Da, exact. La anul... La, nu, buletin ai. La anul ești major. Da, da, da. Buletin ai de vreo 3 ani de zile. Știi că mi-a mai spus o doamnă pe Facebook zilele astea. Da? Că iupi, la anul majorat. Bun, no, atunci mai trebuie să tragem. Of, doamne, 18 ani. Nici nu vreau să mă întreb când aveam 18 ani. O vară, o vară și o primă, o jumătate de primăvară da. Și aia e tot. Da. Mersi, Ionica, să fii iubit. Eu vă mulțumesc din suflet, să Doamne ajută. Moroșencele sunt invitate să facă coadă la Ionica, pentru că, evident, merită să dea autografe, altfel vedeți verigheta de pe deget, așa că las cumiți. N-ai ce să faci. N-ai tăcuminte că băiatul e dat. Ia ziceți, domnul italian, ce mai faceți dumneavoastră?